Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Click pe întrebare la 1 plus TV. O să vorbim în această seară despre o boală cumplită, doar când auzim numele acestei denumiri, acestei boli, așa ne trec fiori, dar avem foarte multe exemple de persoane care au reușit să învingă această boală. Este vorba de cancer, o boală care afectează tot mai multe persoane. Discutăm în această seară cu invitata noastră, doamna Rosalia Lorinț, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Este o boală care, la care trebuie să reziști, așa mă gândesc, și din punct de vedere psihic, când afli că suferi de această afecțiune. Ești cumva și doborât din punct de vedere emoțional, mă gândesc că ai nevoie și de sprijinul familiei, sprijinul oamenilor din jurul tău, și putem discuta și eventual și de cât de multe persoane sunt afectate, dacă a crescut numărul acestor persoane bolnave de cancer în județul Gorj în ultima perioadă. Îmi pare rău că subiectul nostru de astăzi nu este unul foarte plăcut, dar vom discuta despre el pentru că este foarte important. Da, și oamenii ar putea să afle ce ar putea să facă în cazul în care suferă de o astfel exact de afecțiune, pentru că nu știu unde să meargă și cum să procedeze. Dacă îmi permiteți, o să încep cu începutul nostru, al nostru, al Asociației Bolnavilor de Cancer. Noi ne-am născut cu acte în bună regulă în 2021. Poate că acesta este și motivul pentru care nu foarte multă lume știe despre noi. Suntem mici copii, așa cum spunem noi, și singurul lucru prin care ne facem văzuți este pagina Asociației de Facebook, care poartă același nume, Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj, și acolo unde postăm toate activitățile pe care noi le facem din momentul înființării până în prezent. Este foarte adevărat că nu sunt activități foarte mari, acțiuni foarte mari. Nu sunt foarte mari pentru că noi, fiind mici, exact așa cum vă spuneam, bugetul nu permite foarte multe lucruri. Dar lăsând asta la o parte și să trecem la ceea ce este mai important,
O să încep să vă spun niște lucruri care nu sunt deloc îmbucurătoare. Ne-am organizat la nivelul județului Gorj tocmai pentru asta, pentru că avem nevoie de niște venituri pentru a ne întinde pe o suprafață mai mare și suntem cu gândul alături de ai noștri care sunt aici mai aproape să încercăm să-i ajutăm. Din păcate, așa cum spuneați dumneavoastră, boala este o boală destul de urâtă. Dar și aici există și o parte bună a lucrurilor. Adică există o parte bună a lucrurilor aceea de a merge la medic și a te consulta. Aici este vorba despre prevenție. Acțiunile noastre toate pe care noi le desfășurăm încep de aici, de la prevenție. Mai bine spus, de la conștientizare. Adică încercăm să spunem oamenilor despre ce este vorba, așa cum o să încerc să spun și în această seară, să le aducem la cunoștință că boala este într-adevăr o boală urâtă, dar dacă știi să ai grijă de tine, poți să o păcălești într-un anumit fel. Este foarte adevărat că la nivelul județului Gorj avem un număr foarte mare de pacienți. Eu spun foarte mare comparativ cu numărul populației județului Gorj. Da. La finalul trimestrului 3 a acestui an, înregistrați în secția de oncologie sunt 9.969 de pacienți. Un număr foarte mare. Un număr foarte mare. Pacienți care au avut sau care au în prezent? Pacienți care sunt înregistrați în secția oncologie și care sunt sub tratament. Care sunt sub tratament. Sigur că mă gândesc că poate să nu intre și cei care au avut boala și s-au vindecat. Nu. Nu, aici deja mai există un subiect pe care îl putem discuta. Cei care au fost bolnavi de cancer și sunt scoși din evidență pentru că au depășit acest termen, sunt scoși din evidență. Deci da. Nu mai sunt deci în evidență. Mai figurează, da. Nu, figurează doar cei care sunt diagnosticați și sub tratament. Un număr foarte mare. Față de anul trecut aveți o statistică cum fiecare, stăm? În fiecare an, sigur că da, în fiecare an, trimestrial primim statistica de la oncologie și pot să vă spun că trimestrial numărul cazurilor este între 200-215 cazuri noi pe trimestru. Deci în primul trimestru, creștere. Sigur că da, în primul trimestru acestui an sunt 208 cazuri noi de cancer. Pe județul Gorj. Și am trecut, aveți idee cum stăteam? Adică erau mai puțin bolnavi, mă gândesc. Dacă bine mi-aduc eu aminte cifrele de anul trecut, cred că undeva aproximativ la 3.000 și ceva de persoane într-un an. Da. Dacă bine mă ține pe mine mintea, să memoria și pot întâmplă? Să spun. De ce sunt așa de multe cazuri? Aveți o explicație pentru explozia asta de cazuri? N-aș putea să vă spun dacă este chiar o explicație. Doar că Uniunea Europeană ne recomandă niște lucruri și se spune în permanență că primul motiv pentru care poate provoca această boală este fumatul. Indiferent că vorbim de cancer bronhopulmonar sau de alte tipuri de cancer. Deci fumatul favorizează apariția cancerului. Bineînțeles, deja de aici încolo urmează mediul, urmează unde au lucrat oamenii, cum au trăit, cum se alimentează, alcoolul, deci sunt toate lucrurile despre care noi spunem că nu sunt bune, acelea favorizează apariția. Dar să știți că am întâlnit o persoană care chiar se lăsase de fumat de mult timp, de, nu știu, 20 de ani, ceva de genul acesta, și care suferă de cancer la plămân. Pentru că în momentul respectiv, în urmă cu acei ani despre care vorbiți, a fumat, a avut timp să se localizeze acolo. Și probabil că este vorba și de atmosferă, pentru că atmosfera este deja destul de poluantă, sigur că da, este destul de poluantă, produsele chimice pe care noi le consumăm, vrând nevrând le consumăm, pentru că despre asta este vorba, așa că numărul este foarte mare și ce trebuie să vă spun că este în creștere. Da. Și nu discutăm doar, iertați-mă, nu discutăm doar la nivel de județ Gorj, discutăm la nivel de țară. De țară. La nivel de țară. Dintre aceste persoane, rata de deces este mare. Știu că acum sunt tot felul de modalități de tratament, s-au descoperit și medicamente mai, nu știu, mai bune, să spun așa. Sunt acolo, pe hârtie. Și cât de important, este descoperirea din timp a unei despre asta trebuie să discutăm, ținând cont de faptul că această boală nu este doar la nivel de Gorj, nu este doar la nivel de România. Statisticile ne spun că la nivel de Europa anual sunt 20 de milioane de cetățeni
pardon, de, ai lumii, sunt 20 de milioane de cetățeni, iar 10 milioane mor anual. De cancer. De cancer. Numai în Europa. În lume. Lume. Iar la nivel, la nivel de Europa avem 2,7 milioane de bolnavi de cancer, din care pe jumătate pierdem. Da, e o dată destul de, de mare. De o cifră destul de mare. Mortalitate. Acum revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră de tratamente și de medicamente, noi suntem aici și ne-am propus acest lucru să facem cumva, să ajutăm cetățenii nu să ajungă în secția oncologiei și să aibă nevoie de acele tratamente despre care vorbim. Deci, rețineți, vorbim. Pentru că încă nu au fost implementate, încă vorbim de cercetări, încă așteptăm, încă. Dar cât de actualizat este? Că știu că la nivel național există un program pentru susținerea celor care suferă de această afecțiune, adică un program în care poți să beneficieze, care beneficiază de consultație, de tratament, de medicamente în mod gratuit. Exact. Lista asta de medicamente este actualizată, adică... Da, dumneavoastră aveți dreptate, bolnavii de cancer beneficiază de aceste lucruri, da. Dar noi ne dorim să nu avem bolnavii de cancer. Asta așa este. Și noi tocmai pe asta ne bazăm, de aceea ne-am înființat noi să încercăm să le explicăm oamenilor că vrem să venim în ajutorul lor. Este foarte adevărat că se spune să nu încerci să ajuți un om atunci când nu-ți cere ajutorul. Doar că experiența din puținul timp de când funcționăm noi mi-a demonstrat că noi nu suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. O să vă spun că în octombrie anul trecut am avut o campanie desfășurată pe parcursul lunii octombrie, fiind vorba de luna luptei împotriva cancerului de sân, și ne-am deplasat în mai multe localități din județul Gorj. Eu am rămas surprinsă de faptul că doamne, la care mă așteptam să fie mai atente cu dumnealor, mi-au spus, eu sunt bine, eu nu am nimic. Și am spus, perfect, vă doresc să rămâneți sănătoasă tot restul vieții. O altă doamnă mi-a spus și m-a șocat, sincer vă spun, am rămas marcată de răspunsul acesta, eu nu am, dar și dacă așa nu vreau să știu. Acum, a trebuit să fiu puțin rea și să spun că îmi pare rău, dar dacă... N-ai cum să evizi, chiar dacă negi... Dacă cineva... îl va avea, va ști cu siguranță. Va ști cu siguranță și atunci nu să le ajungă mâinile, nu e frumos ce spun, dar trebuie să spun, să deschidă ușile și să se roage de medici să-i ajute. Dar medicii nu sunt Dumnezeu. Adică fac atât cât se poate. Atât cât organismul persoanei bolnave permite și depinde de stadiul în care deja a fost descoperită această boală. Da, mă gândesc că doamna poate spunea că nu vrea să trăiască în permanență cu stresul ăsta, că să se gândească mereu că ar putea avea, ar putea să... Bun, dar problema era că trebuia să vină la un consult de prevenție. A, și a refuzat să vină... Perfect! Deci atunci, la tine, în localitate, noi venim și te ajutăm și tu spui că nu vrei să știi chiar dacă îl ai. Ba da, în momentul în care o să-l ai, dar o să știi de-abia în ultima fază, va fi mult prea târziu. Da. Noi tocmai asta încercăm să facem, să mergem către cetățeni și să le explicăm că atunci când dumnealor se duc și își fac acele consulturi medicale, de care beneficiază, pentru că venim și spunem, nu am bani să merg la medic. Nu, eu aici trebuie să fiu foarte deschisă și să spun ce înseamnă nu am bani să merg la medic. Eu aș merge mai întâi pe ideea că nu vrei să mergi și o să vă explic de ce. Orice persoană este asigurată și are dreptul la consultații la medicul de familie. Vorbim de persoane asigurate în acest caz, da? Bun. Te duci frumos la medicul de familie, ții un bilet de trimitere, da? Pentru medicul constată despre ce este vorba, îți iei frumos un bilet de trimitere și te duci la medicul la care ți se recomandă pentru consultație. Urmezi pașii, vezi ce ți se spune acolo. Ai nevoie de alte investigații, primești bilet de trimitere pentru alte investigații. Ai nevoie să fii internat, te duci și te prezinți și te internezi. Inconvenientul, și este mare inconvenient, trebuie să recunosc, este timpul. Timpul. Adică oamenii nu-și fac timp nici să ajungă la medicul de familie, neglijează lucrul ăsta. Pe partea cealaltă îi deranjează foarte tare faptul că trebuie să facă mai multe drumuri, ți-a luat bilet de trimitere, mergi în ambulator să te programezi. Apoi revii la... câteva zile când ești programat. Și aici se pierde niște timp. Și atunci omul
este mai greu să se deplaseze, să vină și la clinici. Nu au așa mare încredere în medici, că au fost foarte multe cazuri care n-au depistat, nu s-au depistat probleme. Aveți dreptate. Și aici cu depistarea este o problemă. Pentru că depinde și nu trebuie să ducă la un singur medic. Asta am vrut să spun. Ai posibilitatea să ceri o a doua opinie. Da. Nu trebuie neapărat să rămâi acolo prins în ceea ce îți spune un singur medic. Dar dacă nu te duci nici măcar la acel prim medic, n-ai să știi niciodată ce ai de făcut. Așa. Și atunci noi ce am făcut? Tot vorbim de persoanele de la țară, adică din mediul rural, că nu vin spre medic. Nu, aș vrea să vă spun că procentul dintre cazurile noi care apar trimestrial sunt cam 50-50% din mediul rural și mediul urban. Deci nu putem acuza că doar persoanele de la țară nu vin. Nu, se pare că nici cele din oraș nu merg la medic atunci când trebuie și tot amână. Acum noi ce am încercat să facem, mergând spre dumnealor? Tocmai asta am încercat, să le reducem timpii de așteptare și să nu-i plimbăm. Campaniile noastre, de fapt, pe asta se axează. Adică noi venim la dumneavoastră în localitate și vă oferim niște servicii pe care dumneavoastră le puteți face acum, în perioada campaniei noastre. Așa cum s-a întâmplat și în luna octombrie, când am avut acea campanie pentru cancerul de sân despre care vă spuneam, ne-am prezentat în localități, am avut o foarte bună colaborare cu managerii Spitalului Târgu Jiu, în primul rând pentru că singurul aparat de mamografie este la Târgu Jiu și am avut nevoie de sprijinul spitalului. Le mulțumim pentru asta că sunt alături de noi și nu doar atunci, ci de câte ori le cerem sprijinul, ne sprijină de fiecare dată. Am avut foarte mulți medici, imaginați-vă, voluntari. Să nu spunem că medicii nu vor să facă. Ba da, vor. Am avut foarte mulți medici voluntari pe cabinetele private care au făcut ecografii fără niciun ban tuturor persoanelor pe care noi le-am înscris, le-am programat și le-am trimis să facă acele ecografii. Campania aceasta se va mai desfășura și în acest an? Da, în anul acesta am început cu luna februarie, pentru că pe 4 februarie este Ziua Mondială a Luptei împotriva tuturor tipurilor de cancer. Am avut o acțiune desfășurată în centrul orașului, acolo unde am distribuit flyere, am spus despre ce este vorba. Și nu doar atât, pentru că eu sunt omul căruia nu-i place să spună niciodată vom face, urăsc acest lucru, vom face. Toți vom face, dar nu știm când. Și atunci nu-mi place să spun lucrul ăsta, prefer să mă refer la lucrurile concrete. Concret a fost luna februarie, unde am încercat să facem mai multe consultații, nu doar, fiind vorba de mai multe tipuri de cancer, nu doar pe un anumit tip de cancer, și pe bronhopulmonar, și pe colorectal, și pe, mă rog, medici de pe orele, iarăși colaborare foarte bună cu Spitalul Târgu, urologia, pentru că vorbim și despre bărbați. Iarăși am avut un contract de colaborare foarte frumos cu Spitalul Târgu Jiu, Spitalul de Pneumofiziologie de la Dobrița, Spitalul de la Cărbunești, Spitalul de la Motru, Spitalul de la Novaci. Domnii manageri au fost foarte drăguți și le mulțumim și ne-au promis că vor fi alături de noi de fiecare dată. Acolo unde am avut medici care iarăși voluntari au făcut acest lucru, consultații, asistenții sociali de la primărie și asistenții medicali comunitari ni s-au alăturat nouă, dumnealor au făcut înscrierile în fiecare localitate, programări la medicii respectiv pentru consult. Din păcate trebuie să vă spun că nu suntem deschiși. Nu au fost numărul persoanelor la care noi ne-am fi așteptat. Adică atunci când îți dorești să faci ceva și cineva te ajută, eu personal aș spune mulțumesc și aș merge. Da. Nu a fost ceea ce s-a întâmplat. Pe pneumologie, pe Dobrița, din păcate, a trebuit să întrerupem contractul pe data de 13 februarie, pentru că a fost acel cutremur care a destabilizat pe toată lumea și ne-am cam oprit aici. Dar pacienți care au venit la noi în momentul în care am fost pe centru sau ne-au sunat pe numărul de telefon al asociației că au nevoie de ajutor, noi am intervenit prin ambulatoriu, am intervenit prin conducerea spitalului, ne-am ocupat de dumnealor să-i programăm atunci când dumnealor au avut nevoie, să nu-i programăm peste 3 luni, 4 luni cum se întâmplă practic. Am încercat să fac o programare pentru un computer tomograf pentru o pacientă, deja în urmă cu o lună de zile, dacă nu greșesc, și a fost programat, da, în aprilie, și este programat de-abia la începutul lunii iulie. Deci vă dați seama că termenii sunt foarte lungi. Așa că noi intervenim și încercăm să-i ducem cât se poate de repede acolo unde au nevoie.
Cum poți să afle de acțiunile pe care le desfășurați pe pagina de Facebook sau în ce mod? Acum, gândesc, poate sunt multe persoane interesate și... Da, de fiecare dată când facem ceva, noi anunțăm pe pagina de Facebook. Deci acolo ne pot găsi, putem, postăm de fiecare dată programul, unde mergem, când mergem. Tocmai vă spuneam că nu-mi place să spun despre vom face, dar da, trebuie să spun, pentru că ne-am făcut un plan deja. Un plan, da, exact, ne-am făcut un plan deja pentru tot anul 2023. Se va desfășura până în decembrie. Vom merge în localități, în diverse localități, acolo unde vom ajuta pacienții să plecăm exact de la prevenție, adică de la acele analize obligatorii care se pot face pe baza biletului de trimitere. Noi vom merge către dumnealor și vom face recoltări la cabinetul medical de acolo, de la dumnealor din localitate. Ne-am orientat către localități de unde sunt mai mulți pacienți, din localități care au acces mai greu către clinicile sau spitalele apropiate de ei. Deci să fie mai distanțate, de exemplu Târgu Jiu, de Motru, de celelalte localități. Mergem noi spre ei și să-i ajutăm. Exact, exact. Mergem noi spre ei să-i ajutăm cu acest lucru și plecăm de aici, de la prevenție. Dar în aceeași localitate ne vom deplasa și cu un medic pe imagistică pentru a efectua ecografii. Și în luna octombrie anul trecut am făcut acest lucru, am plecat cu un medic tot voluntar. Acum știți cum e, și pe dumnealor putem să-i rugăm, dar nu pe tot parcursul anului să facă voluntariat. Da, au și exact. Obligațiile. Așa că ne-am propus acum, pentru că tot este o perioadă în care se pot depune anumite proiecte, unul chiar finanțat de către Consiliul Județean, până la sfârșitul lunii pentru ONG-uri, și vom depune și noi câteva proiecte, pentru că avem nevoie de susținere. Vrem să cuprindem cât mai multe localități, cât mai mulți cetățeni, și după ce vom efectua aceste analize, să ne deplasăm în județ din nou, în localități, cu medic pe specialist pe imagistică. Adică să venim și cu ecografii. Și vreau să vă spun că aici nu costă nimic. Important e ca dumnealor să accepte atunci când noi anunțăm că venim în localitatea dumnealor, să vină spre noi. Asta este cel mai important lucru. Spuneți că e foarte important, este prevenția. Ce analize pot să-și facă oamenii ca să afle dacă au vreo problemă, în ce sens? Deci, în primul rând, vom pleca de la o problemă, nu neapărat de la cancer. Da. De la o problemă. Păi știm că avem dreptul să facem pe bilet de trimitere de la medicul de familie acele 11 analize obligatorii, anual, trebuie să mergem să le facem. Dacă ne ducem și le facem pe acelea, deja din valorile de acolo vom vedea că ceva nu este în regulă. Da. Și atunci, sigur că da, nu că este cancer, Doamne ferește, dar se vede că este o problemă. Și atunci, din momentul acela, începi să mergi pe firul respectiv și să vezi de ce, de unde, pentru ce. Ăsta este primul lucru. Noi încercăm, de ce vă spuneam de aceste proiecte pe care vrem să le depunem? Pentru că noi, pe forțele noastre proprii, sigur că ne vom deplasa, așa cum am spus, dar nu este același lucru dacă ne vom deplasa doar pe forțele noastre proprii și atunci vom cuprinde un anumit număr de localități, sau vom fi sprijiniți prin aceste proiecte și atunci ne vom putea permite să ne deplasăm în mai multe localități din județ. Pentru că, iertați-mă, pentru că aici intervine următoarea problemă. Da, vorbim despre persoane asigurate, bilet de trimitere am rezolvat-o. Da, dar noi trebuie să ne îndreptăm către persoanele neasigurate. Acolo este mare problemă. Și atunci întrebarea vine. Cine ne ajută cu persoanele neasigurate? Nimeni nu spune că există un plan să ni se spună, nu știu, casa de asigurări, noi avem alocat anual o sumă pentru persoanele neasigurate. Nu. Da, da. Nu există. Atunci noi suntem cei care trebuie să ne ocupăm de ei, să-i găsim, să-i depistăm, să-i rugăm noi, să-i rugăm. Ceea ce nu este bine, dumnealor ar trebui să vină spre noi, nu noi să-i rugăm, dar o vom face și asta dacă este cazul, pentru binele cetățenilor. Și încercăm să le plătim acele consultații, analize pe care nu le vom putea obține voluntar, pentru că nu toate se pot face voluntar. De exemplu, marcării tumorali trebuie să achitați, sunt niște substanțe, nu neapărat mâna de lucru a laborantului, a medicului, nu. Sunt niște substanțe care se prevăd niște cheltuieli și atunci sigur că avem și noi nevoie de fonduri. De aceea tot spunem tot timpul pe pagina de Facebook tuturor să se alăture nouă. Pentru, sigur că da, pentru că și 230 și pot să facă și donații, pentru că noi suntem deschiși și punem la dispoziție oricui să vadă ce facem cu banii. Adică se poate vedea prin ceea ce facem. Că altfel nu se poate și noi acolo trebuie să ne îndreptăm, către persoanele neasigurate. Din păcate.
Care e incidența, adică mă gândesc la tipurile de cancer, care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite? Dacă le luăm statistic pe trimestre, să spunem trimestru 4 anului trecut și trimestru 1, o să vă spun așa, în trimestru 1, pe primul loc a fost cancerul de sân, cu 27 de cazuri în 3 luni, pe locul 2 a fost colorectalul cu 24 de cazuri, prostată 17 cazuri, numărul de aici începe să scadă și, mă rog, celelalte tipuri de cancer. În schimb, în trimestru 4 anului trecut, pe primul loc a fost colorectalul, 36 de cazuri. Deci acestea sunt cele mai frecvente. Sunt 22, da. Deci, în principiu, găsim pe primele locuri, găsim așa, colorectalul, bronhopulmonarul, cancerul de sân, cancerul de prostată, astea sunt cele... Există unul la mare, la femei sau la bărbați? Sau cam... Să știți că raportul este puțin mai mare la bărbați decât la femei, dar foarte puțin, pentru că este undeva pe acolo, pe la jumătate. Da. Pe la jumătate. Sperați să obțineți, știu că cei de la Consiliul Județean finanțează anumite proiecte, veți depune... Sigur că da, lucrăm acum la el și încercăm să facem... Da, o să spun acum, în premieră, că eu tot spun, dar spun singură, așa... Nu se pliază foarte bine proiectul pe ceea ce facem noi. Mergem mai mult pe cultură, pe sport, pentru că, mă rog, acolo mai vin niște bănuți pentru deplasări, pentru cazări, pentru aparatură, pentru... Nu se pliază foarte bine pe ceea poate ce facem noi. Se poate plia pe educație și în punct de vedere al sanitară, al sănătății, mă gândesc. Există această rubrică, doar dacă mie îmi decontează doar transportul sau îmi decontează publicitatea în presă sau îmi decontează... medicul, să spun, să plătesc medicul pe care merg, cu care merg în teren. Da. Nu mi-este suficient, pentru că eu trebuie să plătesc niște analize la cetățenii care nu sunt asigurați. Da. Deci tocmai despre asta vorbeam. Nu sunt bani pentru a plăti aceste analize. Ca așa de deplasat, până acum am făcut-o tot noi așa, cu ajutorul nostru, cum am putut, cu voluntarii. Cel de sus, exact, cu voluntari care au venit alături, ne-au ajutat, ne-am făcut treaba așa cum am putut. Doar că avem nevoie de fonduri pentru a plăti consultațiile. Cei care au trecut prin boală și au reușit să o învingă, sunt, vă susțin, vin în asociație, se implică, pot să fie niște modele pentru alte persoane că, uite, putem să învingem această boală cumplită și putem să ne vedem de viață în continuare. O să revin la ce ați spus dumneavoastră și la ce spuneam eu mai devreme, că noi suntem o asociație nouă. Înaintea noastră mai există o asociație, mă rog, mai veche, cu mai multe... Da. Persoane, se cunosc mai multe persoane între ei, probabil că acolo se duc persoanele care deja s-au cunoscut și doamnele respective am înțeles că se ocupă foarte bine și redirecționează pacienții către diverse spitale acolo pe unde dumnealor au câte o ușă deschisă și este foarte bine, este foarte bine că fac acest lucru. Noi oarecum ne-am limitat aici la județ, adică noi se aducem pe cetățeni la medici până în faza aceea de a ajunge a fi depistați cu cancer. Trebuie să spun și faptul că nu toată lumea este deschisă să discute despre subiectul ăsta, cu toate că eu spun că este o boală la mod în momentul ăsta, e urât ce spun, dar din păcate nu cred că există familie în care să nu existe, poate nu chiar în familia restrânsă, dar în familia extinsă sigur există cineva cu o problemă de acest fel sau în rândul prietenilor, sigur există, toți știm despre cunoștințe, prietenii, care sunt în această situație. Oamenii nu prea vor să vorbească despre acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat și în octombrie, în campanie, noi am depistat câteva cazuri, unele au venit și ne-au spus, știți, până la ultima consultație s-a adeverit că da, există și ăștia sunt pașii pe care îi urmăm. Pe altă persoană am întrebat-o dacă are nevoie să o ajutăm. O putem ajuta, am spus până unde, a decis să se descurce singură. Alte persoane, în schimb, nu au venit să ne spună, știți, eu pe campania dumneavoastră am fost descoperiți. Am aflat noi ulterior, dar... Sigur că da. În luna octombrie au fost descoperite cazuri, da, și redirecționate către celelalte spitale. Cum spitalele din Gorj oferă servicii bune, de calitate, în privința bolnavilor de cancer? Adică pot să fac aici chimioterapie, radioterapie? Aș fi vrut să vă spun orice, dar să nu vorbim despre spital, dar pe de-o parte. Pe partea cealaltă, mă bucur că m-ați adresat această întrebare. Da. Se rezolvă problemele. Trebuie să vă spun că în spitalul din Târgu Jiu avem doar 4 medici.
Trebuie să le mulțumim pentru că sunt puțini, poți merge la raport la numărul de 4 la 10. Fără discuție. Fără discuție, sunt foarte puțini, sunt supraaglomerați. Personalul medical din secție este destul de puțin și sunt foarte, foarte, foarte aglomerați. Acolo spitalul este în permanență plin, trebuie să ținem cont de faptul că zilnic sunt între 10 și 15 persoane care vin pe internări de zi pentru tratamentul de chimioterapie. Pe lângă ceilalți internați. Din păcate, încă nu avem o secție de paliație în spitalul oncologic și atunci lucrurile se complică, dar trebuie să spun că efectiv mi-e milă de medici săraci pentru că trebuie să facă și asta. Adică trebuie să facă de toate până la urma urmei și o fac. O fac și se luptă să facă acest lucru. Partea proastă este că noi radioterapie nu avem în Târgu Jiu, atunci pacienții sunt direcționați către Craiova, Pitești, mă rog, fiecare pe unde. Ăsta este un motiv pentru care mulți pacienți se mai îndreaptă și către alte clinici. Acum, pentru că mi-ați adresat întrebarea dacă aici se pot face multe lucruri în Târgu Jiu, o să vă spun și nu vă spun eu. O să spun ceea ce mi-au spus și familiarii pacienților și ceea ce știe toată lumea de altfel. Noi ne dorim și am avut discuții în acest sens și cu domnul manager al Spitalului Târgu Jiu, dar Spitalului Gorj, dar din păcate construcțiile sunt de așa natură încât nu-ți permit foarte multe lucruri. În schimb, noi ne dorim foarte tare ca această secție de oncologie să fie mutată de la Spitalul de la Pasarelă în unul din cele două spitale. Și o să vă spunem de ce. Nu este un moft. Este faptul că pacienții oncologici au tot timpul nevoie de consultații de alte specialități, pentru că, poate știți, poate nu știți, în secția de oncologie pacientul ajunge în momentul în care este diagnosticat și începe tratamentul citostatic. Deci în secția oncologie, în afară de tratament citostatic, nu poți să faci absolut nimic. Și atunci medicii, pacienții din oncologie au nevoie în permanență de alte consultații, în general de urologie, pentru că acolo deja este o problemă. După aceea vin problemele de cardiologie, de gastro, tot felul de probleme. Și aici intervine acel disconfort unde trebuie să iei pacientul, să meargă, să-l pui într-o salvare, deci comanzi, dai comandă pentru salvare, aștept să vină, pui pacientul în salvare și te duci cu el și îl plimbi prin celelalte spitale. Da. Sau pacienții din oncologie trebuie să știți că au nevoie de transfuzii. Atunci iei pacientul și îl duci în spitalul 700 pe ATI ca să facă transfuziile acolo. Da, dar îl duci în condițiile în care ai loc. Pentru că există și varianta să nu aibă loc ca pacientul acela să ajungă la transfuzie în timp util. S-au mai întâmplat cazuri, trebuie să recunoaștem. Și atunci tot timpul... Nu spunem... ar fi nevoie de investiții mai mari în domeniul, în partea aceasta. Și atunci... Mai ales că este un număr semnificativ de pacienți. Noi care... înțelegem că așa sunt construcțiile făcute în spitalul din Târgu Jiu și că foarte mari posibilități nu există. Dar tot timpul încercăm și insistăm să se găsească o variantă ca această secție de oncologie să fie mutată în spitalul de pe Tudor. Pentru că acolo există ATI, pacientul poate să facă un șoc anafilactic la primul citostatic și ce faci cu el? Până îți vine salvarea și până îl ia și până îl duce, nu ne dorim să fim acolo. Da. Și atunci este de dorit ca secția să fie acolo, adică să fie lângă celelalte secții. În momentul în care a fost perioada COVID-ului și secția a fost mutată temporar în spitalul de pe Tudor, a fost foarte bine pentru că, de exemplu, medicul urolog a coborât la pacient. Chirurg, coboară la pacient, adică nu mai e nevoie să iei pacientul și să-l muți într-o secție în alta. Este acolo, vine medicul, au avut bunăvoință, vor să facă și atunci dacă dumnealor vor, nu trebuie să-i ajutăm într-un fel. Să sperăm că se vor rezolva și se vor găsi soluții la... Și noi sperăm. Toate aceste probleme, pentru că, mă rog, e o vorbă că sănătatea n-are preț și trebuie să ne preocupe în primul rând acest lucru. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Și succes în toate activitățile pe care le veți desfășura. Vă mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.